Elevii susțin astăzi proba la alegerea profilului. Bacalaurea 2020, sesiunea iunie-iulie, se încheie astăzi cu proba la alegerea profilului și a specializării. La probele scrise au participat aproximativ 155.500 de mii de candidați, dintre care aproximativ 123.800 de candidați din promoția curentă, respectiv 31.800 de candidați din promoțiile anterioare. Absolvenții de la profilul Real, Tehnic, Resurse naturale și Protecția mediului și de la profilul Mil au avut de ales să susțină examenul de astăzi la una dintre următoarele materii, fizică, chimie, biologie și informatică. Absolvenții profilului umanist, ai profilului servicii și ai filierei vocaționale au avut de ales între geografie, filozofie, logică și argumentare, economie, psihologie și sociologie. Afișarea primelor rezultate în centrele de examen și pe site-ul bacalaurea.edu.ro este prevăzută pentru data de 30 iunie până în ora 12. Contest Stațiile pot fi depuse în aceea zi, în intervalul orar 16-20, respectiv 1 iulie, în intervalul orar 8-12. Acestea pot fi depuse, transmise și prin mijloace electronice. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 5 iulie.